A venit momentul să aflăm de la un expert cum putem face ca prezentările de mâine, să ne pregătim prezentările de mâine și orice proiect la care lucrăm să facem cât mai bine, prin o planificare strategică. Mai departe, las pe eu să vă spună mai multe. Salut, scuze că vă întrebu, știu că vă sunteți prinși acum în a face ceea ce lucrați voi cât mai prezentabil pentru mine. Am zis că poate e un moment bun să mai faceți o pauză de la munca care o faceți și să vedeți câteva idei care v-ar ajuta pe voi pentru mâine și eventual pentru activitatea voastră de proiect în general. Da. Deci, ca să înțelegeți cine sunt eu și de ce ar trebui să mă ascultați, poate, eu sunt în domeniul ăsta de management de proiecte vreo 15 ani și în ultimii 9 ani de zile fac management de proiecte în cadrul Comisiei Europene. Așa că zic că ar fi o oportunitate pentru voi să vedeți cam ce fac și alți oameni. Nu am să trec foarte mult prin chestiile teoretice, că nu sunteți încă acolo, foarte mulți dintre voi sunteți la început de drum, așa că nu are rost să fim prea teoretici. În schimb, sunt la anumite aspecte care ar trebui să le știți. Deci, am să mă ghidez oarecum pe metodologia de proiect, de management de proiect a Comisiei Europene, care în momentul de față este deschisă publicului, deci asta înseamnă dacă vreți o metodologie de proiect care să fie accesibilă și gratuită. Este foarte important acest aspect, mai ales pentru cei care sunteți la început de drum. Această inițiativă, care se cheamă OpenPM Square, vă oferă o metodologie de proiect de la un capăt la celălalt, deci care este o metodologie completă, care vă poate ghida în implementarea proiectului sau chiar la primii pași, în momentul în care începeți să dezvoltați proiectul. Am să vă dau câteva idei cu privire la cum ar trebui să vă gândiți când vine vorba de un proiect. Și de aceea, cred că sunt utile și pentru voi în cadrul acestor două zile în care lucrați împreună, dincolo de metodologia în sine, care este mult mai bine definită și care are mult mai multe etape decât vă voi prezenta eu. Deci, foarte pe scurt, ar trebui să aveți un anumit tip de a gândi în momentul în care vă implicați într-un proiect. Fie singur, fie cu o echipă, fie cu o echipă viitoare. Deci, îmi pare rău pentru cei care nu văd la proiector, poate, nu știu, dacă vreți să vă repoziționați super bine. Deci, ce este foarte important este că în momentul în care faceți proiectul, nu trebuie să vă ghidați după o metodologie și să punctați pașii din metodologie. Adică dacă nu am elementul 1 sau elementul 3 din 10, înseamnă că nu mai merge pe el. Metodologia este acolo să vă ajute pe voi să vă ghideze. Practic e o unealtă în ceea ce faceți voi. Dincolo de asta, întotdeauna trebuie să vă gândiți la ceea ce vreți să obțineți și de aceea, pe tot parcursul proiectului, trebuie să vă gândiți ce este mai important și ce este mai puțin important, să valorificați ceea ce e mai important. Am să revin un pic mai târziu cu privire la treaba asta și să vă explic exact ce și cum. În momentul în care ați început să faceți proiectul, este foarte important să rămâneți determinați să duceți la bun sfârșit proiectul și să maximizați valoarea adăugată pe care proiectul va aduce. Aici, mai ales în cazul vostru, fiindcă sunteți tineri, poate unii dintre voi v-ați făcut echipa aici, este foarte important să comunicați, să vorbiți între voi, să înțelegeți cum vă puteți ajuta unul pe ceilalți cel mai bine și să aveți în vedere că fiecare dintre voi are niște skill-uri proprii care pot face diferența în cadrul proiectului. De asta este important ca fiecare dintre voi să fie onest și să spună eu mă pricep mai bine la asta, chiar dacă aș putea să fac și aia altă, mai bine mă ocup eu de partea asta și tu te ocupi de partea cealaltă. Deci, în momentul în care intrați în proiect sau în momentul în care sunteți în proiect, trebuie să lăsați la o parte bolile
să vă gândiți că proiectul sau rezultatul final este mai important decât a avea tu dreptate într-o anumită situație sau altă. Ce spuneam și mai devreme, trebuie să existe un echilibru cu privire la ce faceți în cadrul proiectului, fie faceți anumite procese mai mult, fie faceți mai mult management de oameni, dar în cazul vostru sunteți o echipă mică, deci nu e foarte important să faceți management cu oamenilor. În momentul în care veți ajunge dincolo, inclusiv la prezentarea de mâine, veți face ceea ce se cheamă stakeholder management. Adică veți avea în vedere anumite persoane care au ceva de spus cu el la proiectul vostru și trebuie să îi determinați să susțină proiectul vostru. Ok. În mod evident, în momentul în care ați început să lucrați la un proiect împreună, dincolo de proiectul în sine, este important să împărtășiți cu ceilalți dacă aveți cunoștințe în plus față de ei cu privire la un anumit aspect. Și acest lucru este un drum cu două sensuri. E important să spuneți celorlalți dacă aveți informații suplimentare și în același timp e important să ascultați ce vi se spune. Chiar dacă se pare că poate nu este neapărat important, dar vă poate ajuta fie pe termen mediu, fie pe termen lung. Ok. În cadrul unui proiect există ceea ce se cheamă etape de proiect și fiecare etapă de proiect, în măsura în care eu reușesc să găsesc așa pointul, fiecare etapă de proiect are ceea ce se cheamă un phase gate sau o poartă de trecere. În cadrul metodologiei de proiect a comisiei, acestea sunt foarte bine definite și această metodă vă ajută foarte mult pe voi în momentul în care încercați să vă dați seama ce urmează să faceți, să vă dați seama unde sunteți și ce mai aveți nevoie. Pentru voi, ca idee, în momentul de față, voi sunteți undeva la început de proiect, aici unde nu se vede foarte bine, dar scrie Project Initiation Request. Deci, practic, voi sunteți în faza în care aveți o idee de proiect, o idee de produs și vreți să obțineți finanțare. Practic, acolo sunteți. După care, fiecare etapă este definită. Deci, va trebui să faceți un caz pentru proiect care presupune, practic, de ce proiectul aduce valoare adăugată și de ce ar investi cineva. După care, bineînțeles, sunt mai mulți pași în cadrul fiecare etape și fiecare etapă în sine are o persoană care conduce acea etapă. În cazul de față, de exemplu, voi sunteți proprietarul proiectului. Deci voi sunteți cei care vreți ca acest proiect să se întâmple. Și voi va trebui să fiți cei care stabiliți ce ar trebui să facă proiectul, cine ar trebui să investească, cum ar trebui să investească și care sunt elementele de valoare adăugată care le aduce proiectul. După care, odată început proiectul, ulterior, după ce veți câștiga premiul și veți începe efectiv implementarea proiectului, va trebui să mai treceți prin alte etape. Nu am să vă găsesc acum pe ele, dar ce vreau să vă spun este că ele există. Și e important să nu încercați să le ghiciți, e important să vă gândiți că există oameni care au făcut asta de mai multe ori și care vă pot ajuta. Există metode, metodologii care la fel au definit acești pași. Și în momentul în care veți ajunge acolo, există un loc în care să vă uitați și să obțineți niște răspunsuri. Pentru ziua de mâine este o metodă foarte faină care mi-e place tot timpul să le prezint. Este vorba de acest model de WAIT, Why Am I Talking? Din păcate nu se vede pe ecran, dar vă spun eu. Practic, în momentul în care ați deschis un anumit subiect în cadrul prezentării, trebuie să vă gândiți dacă el este relevant pentru momentul respectiv, dacă are legătură cu proiectul vostru sau dacă persoanele care vă ascultă sunt interesate de acel aspect al proiectului. Să vă dau un exemplu. Foarte mulți dintre voi, cred că aș putea să vă hazardez să zic chiar toți, în momentul în care v-ați piciuit ideea de proiect, v-am ascultat, toți dintre voi ați vândut un produs. Și foarte mulți dintre voi ați citit eticheta produsului. De câte ori vă duceți la magazin și citiți eticheta de pe paste
sau de pe, nu știu, de pe o ciocolată. Să vedeți că are lapte, zahăr, nu știu ce cantitate. Cam așa ați descris voi produsul vostru astăzi. Da, folosesc cloud, tehnologie web. Nu știu dacă este foarte relevant pentru cei care vă ascult. Și de aceea am făcut aici 4 bullet point-uri pentru prezentarea voastră de mâine. Probabil că aș putea face o listă foarte lungă, dar am zis că 4 este suficient. Prima dintre ele este cea care ar trebui să vă ghideze în modul în care vă faceți prezentarea, este cine sunt membrii jurului pentru mine? Ce vreau eu de la membrii jurului? Și în măsura în care răspundeți la această întrebare, vă dați seama ce ar trebui să le spuneți. Pentru că dacă ei sunt furnizorul vostru de cloud, probabil că ar trebui să le spuneți că folosesc PHP și mai am o bază de date MySQL și să vedeți dacă e în oferta lor. Dar dacă ei sunt cei care vă dau banii, credeți-mă, nu interesează dacă folosiți PHP, C++ sau mai știu ce. Deci e important să știți ce să așteptați de la membrii jurului și în felul ăsta ce ar trebui să le prezentați. De asemenea, care este background-ul lor? Și în funcție de asta ar trebui să vă poziționați mesajul. Dacă sunt persoane non-tehnice și de cele mai multe ori cei care vă dau bani sunt persoane non-tehnice, încercați să nu prezentați ideea de produs, să prezentați ideea de soluție, pentru că în cele mai multe cazuri, niciunul dintre noi nu cumpără un produs. Eu dacă mă duc la magazin, nu mă duc să-mi cumpăr un ciocan, fiindcă vreau să-mi cumpăr un ciocan. Mă duc la magazin să-mi iau un ciocan, fiindcă vreau să-mi pun un tablou pe perete. Și vreau să bat în cui și ciocanul ajunge să bat în cioară. Deci trebuie să vă gândiți întotdeauna care este scopul final al investițiilor oamenilor respectivi. De asemenea, în momentul în care vorbim de background și așteptări, vorbim de modul în care vă prezentați mesajul. Încercați să evitați termenii tehnici. Voi vă prezentați cu o soluție la o problemă. Și aici este momentul în care cred eu că ar trebui să începeți să vă gândiți dacă voi aveți un produs care rezolvă problemă sau doar aveți un produs. Pentru că dacă produsul vostru nu rezolvă o problemă și nu puteți să o definiți concret acea problemă, atunci produsul vostru nu are piață. Pentru că niciunul dintre noi nu creează produse in vitro, să spunem, am făcut produsul ăsta, sigur va fi cineva care are nevoie. Trebuie să mergeți un pic invers, să spuneți, asta este problema, o rezolv și noi aici am dezvoltat o metodă prin care rezolvăm problema. Și așa vă vindeți cu o soluție. Exact cum am spus aici cu ce vând, știu că în momentul în care eram eu în facultate la management, aveam un profesor care spunea, în momentul în care unul dintre voi spune produs, trebuie să facă 10 plăteri. Deci, întotdeauna să vă gândiți că voi nu vindeți un produs, voi vindeți o soluție. Produsul este doar o metodă prin care ajungeți la soluție. Și mai mult decât atât, în momentul în care veți face prezentarea, cei care vă ascultă trebuie să înțeleagă că voi știți ce faceți. Și de asta am pus acolo că trebuie să descrieți un roadmap, trebuie să descrieți un plan prin care voi veți ajunge de la idee la a pune soluția aia în piață. Pentru că dacă voi spuneți că da, vreau să rezolv problema cancerului lumii, excelent, cum începi? Și dacă niciunul dintre voi nu poate să răspundă la întrebarea asta, înseamnă că soluția voastră nu este pregătită pentru piață. De aceea, trebuie să vă gândiți la lucrul ăsta. Trebuie să vă gândiți că cei care vă ascultă trebuie să creadă că voi știți ce urmează să faceți. Nu am pus acolo, dar cred că e foarte important pentru prezentare, repetați. E deja al treilea an în care facem chestia asta. Și pot să vă spun că au fost în ceilalți ani oameni care au spus că nu e nevoie să repete. Știu foarte bine proiectul, știu foarte bine ce au de prezentat, nu au nevoie să se pregătească. Hai să-i dăm lucru. Deci, vă spun sincer, repetați. Pentru că aveți foarte puțin timp la dispoziție și nu veți putea să vă descrieți toate ideile care vă vin atunci. S-ar putea să vă duceți pe
o idee neesențială care să micșoreze valoarea adevărată a proiectului. De asta, puneți pe hârtie, repetați, încercați între voi, spuneți între voi, pentru că în felul ăsta vă veți identifica puncte care s-ar putea să le fi scăpat sau care să fie importante și care trebuie să vă concentrați asupra lor. Cam atât, foarte pe scurt, eu să încep să trec și eu pe la voi, pe la mine, să am lăsat ceilalți mentori mai în domeniul medical să fie primii care vorbesc cu voi, care să vă valideze, în primul rând, ideea din perspectiva business-ului. Și pe partea de tehnic și proces, cred că putem face chestia asta și în continuare în orele care urmează. Cam atât. Baftă în continuare. Și pentru orice întrebări vă sugerez călduros să abuzați de toți mentorii. Spor la treabă!